sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Revenit de două zile de la Moscova, unde a dus tratative cu rușii în ceea ce privește prelungirea contractului cu Gazprom, Andrei Spânu a ieșit azi în fața presei și a anunțat că pleacă miercuri la Sankt Petersburg ca să continue negocierile. Centrala de la Cuciurgan livrează de astăzi mai puțină energie electrică pe malul drept al Nistrului. Fostul deputat PPD Alexandru Slusar afirmă că se întâmplă din cauza indicațiilor rușilor. Primăria anunță că cele 20 de familii care au rămas pe drumuri în urma incendiului de sâmbătă de la mansarda de la Buiucani vor primi ajutoare bănești. La două zile de când a revenit de la Moscova, unde a negociat prelungirea contractului cu Gazprom, Andrei Spânu a ieșit în fața presei. Vicepremierul nu a oferit multe detalii privind discuțiile purtate din Federația Rusă și nu prea a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Spânu a anunțat că va pleca miercuri la Sankt Petersburg, unde se va întâlni cu șeful Gazprom pentru a continua negocierile privind livrările de gaz din Rusia. Ieșit astăzi în fața presei, Andrei Spânu a fost rezervat în declarații. Vicepremierul a evitat să ofere detalii din timpul negocierilor de la Moscova, dar și cel mai important, care este oferta de preț înaintată de Gazprom către țara noastră. În schimb, Spânu a anunțat că pleacă miercuri la Sankt Petersburg, unde va continua negocierile cu șeful Gazprom, Alexei Miller. Un subiect al discuțiilor este datoria comercială care s-a acumulat începând cu anul 1994 între Moldova Gaz și grupul de companii Gazprom. Avem nevoie de o evaluare, un audit independent care să confirme această datorie înainte ca să putem semna orice fel de angajamente. Spânu a anunțat că totodată va continua negocierile prețului la gaz pentru anul viitor. Noi ne dorim un preț corect, bazat pe o formulă similară cu cele oferite și altor state cu care Gazprom a semnat contracte pe termen lung în perioada recentă. Vicepremierul a răspuns evaziv la câteva întrebări, după care a plecat. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Ați spus, doamna Sandu, despre poziția Gazprom și ce spune dumneavoastră? Vineri, vicepremierul Andrei Spânu a revenit de la Moscova, unde a participat la negocierile cu Gazprom. Într-o postare pe Facebook, Spânu a anunțat că prețul cerut de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor, iar autoritățile noastre continuă să caute alți furnizori de gaze naturale pentru a diversifica sursele de aprovizionare și pentru a se asigura că țara are gaz. Iar purtătorul de cuvânt al companiei Gazprom a avertizat într-un interviu pentru agenția TASS că dacă nu va fi semnat un nou contract de livrare a gazelor și nu va fi achitată datoria de 700 de milioane de dolari, Rusia va închide robinetul spre Moldova. Experții în energetică cataloghează aceste declarații drept un șantaj. Săptămâna trecută, în Republica Moldova a fost decretată stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile. Despre criza energetică și negocierile cu Gazprom, Lorena Bogza va discuta astăzi la emisiunea În profunzime cu premierul Natalia Gavriliță. Centrala termoelectrică de la Cuciurgan a redus volumul de energie electrică livrat pe partea dreaptă a Nistrului începând de astăzi, astfel autoritățile de la Chișinău sunt nevoite să importe mai multă electricitate din Ucraina. Fostul deputat PPD Alexandru Slusar spune că acest lucru se întâmplă din cauza că cei de la Cuciurgan ar fi primit indicații în acest sens de la ruși în urma negocierilor care au avut loc la Moscova. Faptul că termocentrala Cuciurgan reduce începând de astăzi generarea energiei electrice pe malul drept al Nistrului poate fi observat pe graficul sistemului energetic din Moldova publicat pe site-ul companiei distribuitoare de energie electrică. Astfel, țara noastră a început să importe mai multă energie din Ucraina. Alexandru Slusar spune că livrările s-au redus cu 25% și că acest lucru se întâmplă după ce cei de la Cuciurgan ar fi primit alte indicații de la Moscova. Compania de la Tiraspol care se ocupă cu livrarea gazelor a avertizat cu Ciurgan să micșoreze volumele de gaze. Au fost negocierile la Gazprom și posibil au primit alte indicații. Nici Krasnoselsk, nici Kozak, nici Gazprom acum nu pot fi credibili. Experții spun că energia electrică importată de la ucraineni este de două ori mai scumpă decât cea de la Cuciurgan. La moment însă țara noastră importă electricitate din Ucraina pe datorie și ar urma să întoarcă aceeași cantitate de energie când va avea posibilitatea, spun autoritățile. Săptămâna trecută, premierul Natalia Gavriliță a anunțat că a vorbit la telefon cu liderul separatist de la Tiraspol despre livrarea energiei electrice prin centrala Cuciurgan. Prim-ministrul spunea că Vadim Krasnoselski a asigurat-o că centrala va îndeplini toate obligațiile contractuale pentru furnizarea în continuare a energiei electrice pentru țara noastră, deși volumele de gaze livrate de Moldova Gaz s-au redus.
Cele 20 de familii care au rămas fără apartamente după incendiul din weekend din sectorul Buiucan vor primi ajutor financiar din partea primăriei. Ion Ceban anunță că banii vor fi alocați din fondul de rezervă, iar dacă nu vor fi suficienți, va solicita resurse financiare și de la Consiliul Municipal. Fiecare familie din cele 20 care au avut de suferit în urma incendiului vor primi suma investită la procurarea apartamentului, în conformitate cu contractul. La această sumă am convenit dimineață că vom adăuga câte 50.000 de lei pentru procurarea mobilei sau celor necesare pentru fiecare apartament. Totodată, primarul spune că va deschide și un cont bancar pentru ca cei care doresc să le ofere o mână de ajutor familiilor care au avut de suferit. Mansarda care ar sâmbătă pe strada Ion Pelivan din sectorul Buiucan ar fi fost construită de aceeași companie care s-a ocupat și de mansarda din sectorul Botanica, care la fel a luat foc acum 7 ani. Dizabilitatea te poate ține țintuit sau te poate face dependent de scaunul cu rotile, dar nu te împiedică să trăiești și să fii fericit. Asta fac doi sus de la Fălești. Acum vă descurcați voi, deși vă trebuiește copii, că voi sunteți doi invalizi. Deși sunt ambii dependenți de scaunul cu rotile, Marin și Maria au grijă singuri de gospodărie și de cei doi copii. Aflați povestea acestor doi luptători imediat în jurnal. Pece Cox a inițiat un proces penal după ce primăvara trecută deputații PSRM și Șor au votat pentru revocarea domnicăi Manole și numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională a lui Boris Lupașcu. Procurorii Pece Cox au calificat acțiunile drept uzurparea puterii în stat în interesul unui grup criminal organizat. Procesul penal a fost înregistrat în urma sesizării depuse de Sergiu Litvinenko și Virgiliu Păslăriuc încă în aprilie. Demersul celor doi însă a fost respins atunci. În primăvara acestui an, deputații PSRM Șor au anulat hotărârea prin care domnica Manole a fost numită judecător la Curtea Constituțională și l-au numit pe Boris Lupașcu în locul acesteia. Decizia a fost însă declarată neconstituțională de către CC și suspendată. Reprezentanții PSRM nu au fost de găsit pentru o reacție, iar cei de la Partidul Șor ne-au spus că vor reveni cu comentarii. Un tânăr de 18 ani a murit după ce a fost lovit de un tren. Accidentul s-a produs noaptea trecută în raionul Dondușeni. Potrivit poliției, băiatul locuia în preajma gării de tren din satul Târnova. Din spusele unui martor, tânărul era beat și se deplasa neregulamentar pe calea ferată. În urma traumelor primite, victima a decedat înainte de sosirea ambulanței. Cazul este investigat de poliție. Procuratura... România a ajuns să fie descrisă de presa internațională ca un cimitir al Europei. Un român moare la fiecare 5 minute. Bulgaria și Ucraina se pare că se îndreaptă spre același scenariu sumbru. La Sofia s-au prăbușit spitalele, iar oficialii anunță că vor trimite pacienți în străinătate pentru tratament. Situația este critică și în Rusia, care a raportat cel mai mare număr de cazuri COVID-19 de la debutul pandemiei. Criza COVID din România, afectată de un boom al infecțiilor și al deceselor, provoacă îngrijorare în întreaga Europa. Nearly 400 Romanians are dying from the virus every day. The health system is collapsing. Ambulances are queuing outside hospitals already at capacity. Some COVID patients are being transferred to neighboring Hungary for treatment. De săptămâni întregi, în România sunt raportate zilnic între 15 și 20 de mii de noi infecții, scrie Deutsche Welle. Romania is losing one person every 5 minutes to COVID-19. It's a battle of life or death. Jurnaliștii de la Deutsche Welle descriu situația din satul Găiești din România, unde la 90 de pacienți COVID sunt doar 4 medici. Mulți bolnavi sunt în stare critică și au nevoie de oxigen. I need 150 every day. And how much do you have? 25. 25 every day, I think. 95% din pacienți nu sunt vaccinați și abia de mai respiră, iar medicii recunosc că fără oxigen și medicamente, mulți dintre ei ajung să moară. Chiar și așa, localnicii cred în tot felul de teorii ale conspirației și mituri și refuză să se vaccineze. Nu sunt vaccinat. I'm not vaccinated. I am against it because I don't believe in the virus. Nu cred în virusul ăsta. I didn't make a decision yet. I'm waiting. I don't know for how long. Some months. About 14% of Bucharest's population is in
infected with COVID-19, and that number keeps rising, especially amongst the unvaccinated population. Now, despite that, many people remain skeptical of the vaccines. Jurnaliștii de la Deutsche Welle descriu și situația din Ucraina, care săptămâna trecută a înregistrat aproape zilnic cifre record de infectări și decese. Spitalele sunt pline de pacienți, iar medicii se așteaptă la o creștere și mai mare a numărului de cazuri din cauza variantei Delta. The severity of the course of the disease is certainly higher and it's more aggressive than last year. Unfortunately, the patients in our department are not vaccinated. Doar 15% din ucraineni sunt complet vaccinați, țara vecină având cea mai mică rată de imunizare din Europa. În ultimele zile însă oamenii s-au mobilizat masiv, astfel că la Kiev a fost înregistrat un record de vaccinări. Nu toată lumea a venit de bunăvoie, ci pentru că au fost impuse restricții. Accesul în transportul public se face doar în baza certificatului de vaccinare sau a unui test negativ la COVID. Și în România lumea a mers masiv să se imunizeze în acest weekend, deoarece de astăzi au intrat în vigoare noi restricții. A fost introdusă carantina de noapte pentru cei nevaccinați. Vor ieși numai persoanele care sunt vaccinate sau trecute prin boală, care au imunitate, nu persoanele testate care pot să se infecteze dacă ajung undeva. În premieră de la debutul crizei sanitare vor fi acceptați în mall, instituții de stat, mari centre comerciale sau hoteluri, numai cei vaccinați sau cei care au trecut prin boală în ultima jumătate de an. Potrivit Reuters, Europa de Est este aproape de pragul de 20 de milioane de cazuri de coronavirus și are cea mai mică rată de vaccinare. Dintre noile cazuri de infectare în Europa de Est, peste 40% s-au înregistrat în Rusia. Astăzi a fost atins un nou record de aproape 38.000 de infectări și 1069 de decese. Ion Ceban l-a propus la funcția de viceprimar pe fostul ministru al justiției, Fadei Nagacevski. Candidatura a fost înaintată astăzi către biroul permanent al primăriei și urmează să fie examinată la următoarea ședință a Consiliului Municipal. Ceban a anunțat că acesta va activa și în departamentul juridic și va lucra la agenda anticorupție a primăriei. Fadei Nagacevski nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Nagacevski a ocupat funcția de ministru al justiției din 2019 până în 2021. Ulterior a devenit consilier vicepreședintelui Parlamentului Vlad Batrâncea. Înainte de a ajunge în guvern, Nagacevski a fost juristul Partidului Socialiștilor. Deficiența locomotorie nu este o sentință, o demonstrează un cuplu din Fălești dependent de scaunul cu rotile. Cu toate acestea, cei doi soți au reușit să-și cumpere o casă cu ajutorul oamenilor. Au făcut o nuntă de zile mari și doi copii perfect sănătoși. Deși greutăți sunt multe, Marin și Maria spun că sunt fericiți. Soții Andronache s-au cunoscut acum câțiva ani la o tabără pentru persoane cu deficiențe locomotorii din Chișinău. Acolo a și început povestea lor de dragoste. Ne-am contactat cât? Timp de 4 ani. Ne-am sunat și ne-am văzut. Deși a fost abandonat de părinți încă la naștere din cauza dizabilității sale locomotorii, Marina a învățat să dăruiască iubire și să se bucure de fiecare zi din viața sa. După 4 ani de relație, el și-a cerut iubita în căsătorie. O casă nu aveau, așa că oamenii cu suflet mare au pus mână de la mână și au adunat astfel peste 20.000 de euro. Ne s-au adunat suma mare pentru apartament și deși plângeam, dar deși avem bucurie mare. 18.000 am cumpărat apartament și cu restul banii am făcut nuntă. Deși ambii au deficiență locomotorie de gradul 1, Marin și Maria nu stau cu mâna întinsă. De mai bine de 4 ani, bărbatul lucrează la o fabrică unde dă culoare jucăriilor. Salariul însă este destul de mic. Salariul 3.500. Da, banii ăștia nu ne ajunge. Am serviciile comunale, pe grădine, pe hainuse le trebuie. Iar soția lui, cu o pensie de invaliditate de 1.500 de lei, încearcă să aducă bani făcând lucrări manuale. Iconiți fac. Mai înainte a făcut doi hulbași. Deși medicii le-au spus să renunțe la ideea de a face copii, tinerii și-au dorit enorm să devină părinți. Astfel au venit pe lume Evelina și Damian. Acum ați descurcat voi. Deci va trebui să copii, că voi sunteți doi invalizi. Trebuie și eu un frate și o soră. În viață. A apărut și Damian pe lume,
perfect sănătos. Greutăți sunt multe, iar uneori nu ajung bani nici măcar pentru a cumpăra produse alimentare sau scutece pentru cei mici. Ba mai mult, soții împart un scaun cu rotile pentru a putea merge la plimbare cu copiii. Trebuie să iau permanent perișorul lui soției ca să duc și tata la grădiniță, să o aduc acasă, ca să ne plimblăm. Impresionată de povestea celor doi, o jurnalistă de la Centrul Media pentru Tineri a realizat un film documentar despre viața soților, trăind mai bine de 4 luni cu ei. Procuratura Generală a anunțat astăzi că cei 1,6 milioane de euro depistați în vamă anul trecut au fost confiscați și vor ajunge în bugetul statului. Totodată și microbuzul în care au fost depistați banii a ajuns în proprietatea statului. Nici până în prezent, reprezentanții Procuraturii Generale nu au aflat cui aparțin banii. Curtea de apel Chișinău a dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro, astfel fiind supusă confiscării întreaga sumă ce constituie obiect al contrabandei de la Vama Leușeni în valoare totală de 1.620.685 euro. Reprezentanții Procuraturii Generale au mai anunțat că a fost confiscat și microbuzul în care au fost depistați banii, care ar avea o valoare de aproximativ 600.000 de lei. Decizia vine după ce procurorii au contestat decizia judecătoriei Hâncești prin care banii au fost confiscați, însă 10.000 de euro și microbuzul au fost restituit șoferului condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru că a încercat să aducă ilegal bani în țară. Atunci conducătorul spunea că cei 10.000 de euro i-ar aparține. Acum un an, în noaptea de Paște, autoritățile au depistat într-un tir peste 1,5 milioane de euro. Șoferul vehiculului a fost plasat în arest preventiv. Ulterior, moldoveanul Adrian Dulgher, om de afaceri stabilit la Londra, a declarat că banii sunt ai lui. Suma aceasta a fost o sumă de-a mea, care eu am trimis-o din afară. Afacerea mea din Africa și am trimis-o spre Moldova cu scopul să, unu, să continui investițiile în proiectele mele de agricultură aici. Afaceristul spera că autoritățile îi vor întoarce banii după ce a prezentat dovezile care ar demonstra că îi aparțin. Însă în decembrie 2020, PC Cox a anunțat că acesta nu are nicio legătură cu cei 1,6 milioane de euro. Reprezentanții Procuraturii Generale susțin că deocamdată nu se știe cui îi aparțin banii. Străzile din Madrid au fost ocupate de mii de oi și capre, iar sunete de clopoței au răsunat în tot orașul. Ciobanii din nordul Spaniei și-au mânat turmele prin centrul capitalei spaniole. Cum au ajuns animalele în oraș, aflați în jurnal. Otoniel, cel mai căutat traficant de droguri reținut sâmbătă în cursul unei operațiuni în nord-vestul Columbiei, va fi extradat în SUA. Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru capturarea sa. Este cea mai grea lovitură dată traficului de droguri, comparabilă cu căderea lui Pablo Escobar, a spus președintele columbian. Otoniel era liderul unui cartel de droguri format din foști membri ai grupărilor paramilitare. Extrem de violent și puternic, înarmat, după cum îl descriu autoritățile din Statele Unite, traficantul fusese inculpat în 2009, însă a reușit până acum să scape de proces. Tatăl directoarei de imagine ucisă accidental de Alec Baldwin pe platoul de filmare nu îl consideră vinovat pe actor și acuză echipa care i-a înmânat un revolver încărcat cu muniție reală. Totuși, experții în arme de la Hollywood susțin că Baldwin nu a respectat cea mai importantă regulă de siguranță și a îndreptat arma spre o persoană. Prietenii și colegii i-au adus aseară un omagiu Haleenah Hutchins. We lost an incredibly talented person that mattered in this industry, and she was doing her job when she got killed. And unfortunately, we lost a life. A child lost his mom. A husband lost his wife. Parents lost their daughter. We lost a family member. Obviously, something failed. And I don't know what failed, but the fact that this happened shows that an elemental piece of that safety protocol didn't work. Printre cei prezenți la ceremonia de comemorare din Santa Fe a fost și actorul Alec Baldwin, soțul Haleenah Hutchins, dar și fiul ei de 9 ani. Tatăl acesteia nu îl consideră vinovat pe actor. Responsabilitatea este a celor de la recuzită care se ocupă de arme, a spus acesta. După împușcătura fatală, armurierul și directorul asistent al platoului de filmare sunt în centrul investigației poliției. Armurierul Hanna Gutierrez Reed, de 24 de ani, a fost responsabil pentru arma în timpul filmării. Ea este novice și mai provocată
provocase probleme și ultimei pelicule la care lucrase, pentru că dăduse o armă neverificată corect unei actrițe de 11 ani. Experții susțin că recuzita periculoasă ar fi trebuit să fie emisă de un specialist în arme, nu de un asistent de regie. Si on utilise des balles réelles pour l'entraînement des acteurs, par exemple, ce qui est tout à fait normal, on le fait dans un stand de tir, mais les balles, les munitions réelles n'ont rien à faire sur un tournage. C'est le rôle de l'accessoiriste ou de l'armurier pour d'être bien sûr que l'acteur va utiliser l'arme d'une manière très fluide et c'est à nous de penser à la sécurité, pas à l'acteur. Experții în arme nu îl consideră pe celebrul actor vinovat pentru acest incident tragic, precizând că este responsabilitatea celor de la recuzită care se ocupă de arme și Baldwin a avut încredere orbească în ei, dar spun că acesta nu trebuia să țintească către o persoană, iar în spatele camerei nu ar fi trebuit să fie cineva. O candidată la postul de guvernator al statului Nevada își face publicitatea electorală folosind un videoclip suprarealist. Aceasta apare în imagini trăgând cu pistolul într-o sticlă cu bere. Washington Post called me a gun-toting calendar girl. And Politico magazine said that I was the Lady Trump. And I don't care. Let's start with a three-shot plan. Ban vaccine mandates. Ban critical race theory. And stop voter fraud. Republicana Michelle Fiore, o mare admiratoare a fostului președinte al SUA, candidează pentru postul de guvernator al statului Nevada. Acest videoclip a fost vizionat de peste 2 milioane de ori de la lansare. Lovitura de stat în Sudan, premierul, ministrii și alți lideri politici au fost arestați de armată. În consecință, zeci de mii de oameni au ieșit la proteste pe străzile capitalei, fiind auzite focuri de armă. Arestările au loc după săptămâni de tensiuni între liderii civili și cei militari. În septembrie, Sudanul s-a mai confruntat cu o tentativă eșuată de lovitură de stat care a scindat țara între tabăra islamiștilor conservatori care vor o guvernare militară și cea care a ieșit în stradă forțând înlăturarea de la puterea fostului lider autocrat în urmă cu 2 ani. Guvernarea de tranziție, cunoscută sub denumirea de Consiliul Suveran, avea menirea de a pregăti terenul pentru organizarea alegerilor libere. Oile și caprele au invadat străzile capitalei Spaniei. Animalele au hoinărit prin centrul orașului spre amuzamentul spectatorilor. Cebanii au voie să străbată odată în an bulevardele Madridului în drumul lor către zonele mai blânde din sudul țării, unde își duc animalele pentru iernat. În sunete de clopoței, turmele de cornute s-au perindat liniștite pe bulevardul Gran Via sub privirile curioase ale localnicilor. Pentru a le face loc oaspeților neobișnuiți, circulația mașinilor a fost oprită timp de câteva ore. Anul trecut, din cauza pandemiei, evenimentul a fost anulat, așa că orășenii s-au bucurat de revenirea acestei tradiții atipice. Publicul a putut admira și o paradă a costumelor tradiționale. Marșul este de asemenea un protest prin care ciobanii le cer autorităților să protejeze potecile folosite pentru transhumanță în Spania, poteci care se întind pe o suprafață de 125.000 de kilometri. Folosindu-se de un drept pe care îl au de aproape 8 secole, ciobanii spanioli străbat în acest mod vechile rute de transhumanță. Drumul îi poartă dinspre nordul peninsulei iberice către regiunile mai calde din sudul țării, unde animalele își vor petrece iarna. Ca să poată intra în Madrid, ei achită o taxă simbolică în baza unui acord încheiat în anul 1418 cu Consiliul Local. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Loghin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Geta Burlacu este psiholog cu acte în regulă, iar în acest weekend a susținut primul training în psihologie în fața unor profesori. Cum s-a descurcat, ne va povesti ea astăzi la O Seară Perfectă și tot astăzi vedem care sunt tendințele în materie de vestimentație masculină. Vă aștept aici, la 6 fără un sfert. Anișoara, îți mulțumesc. Directorul general al Combinatului de Panificație Franzeluța, Boris Andros, a demisionat din funcție. Nu
decizie personală, luată de mine, din propria inițiativă, nu-i nicio motiv așa special. Are vreo legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi? Nu are legătură cu aceasta. Noi am întreprins și întreprindem la întreprindere pași ca să facem față lucrurilor, dacă va fi ceva mai serios în domeniul dat. Boris Andros a precizat că fabrica de panificație lucrează în regim normal, iar dacă va fi necesar, o parte din cuptoare vor fi trecute la energie electrică. Andros a fost numit în funcția de director al Franzeluța la începutul anului 2016. Până atunci, acesta a lucrat mai bine de 20 de ani în cadrul întreprinderii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!